Nu am văzut niște oameni pe lac. Ce? Nu știu, vom vedea. Nu e, nu știu dacă e barca, dacă nu e barca, nu știu. E vreo barcă cu scafandre acum în larg? Da, avem o barcă noastră, este lansată acolo, da? Și acum pleacă cea de două. Se întâmplă din nou, la nicio lună, după tragedia în care un elicopter smurs s-a prăbușit în lacul Sudghiol, locul cu pricina este din nou în centrul atenției. Un apel la 112 a alertat autoritățile că pe lac s-ar afla două persoane care se chinuie să salveze o alta. Din câte se pare, apelul ar fi fost făcut de o locatară a unui bloc din proximitatea lacului. În spatele meu se află cea de-a treia barcă în care se află pompierii AISU Dobrogea care au plecat în căutarea celor trei cetățeni presupuși puși a fi dispăruți în lacul Sudghiol. Cele trei bărci nu au ajutat la găsirea victimelor, iar din acest motiv s-a luat decizia de a trimite un elicopter care să survoleze lacul înghețat. Elicopterul, dacă cumva depistează ceva, o să oprească deasupra locului respectiv și se semnalizează la rândul lui cu un proiector de la el din elicopter, da? Timpul reprezintă un adevărat adversar pentru salvatori, întrucât orice minut scurs poate reduce drastic șansele de supraviețuire ale celor căzuți în apă. Extrem de scăzut. O persoană care cade într-o apă înghețată este furtată de curenți, curenți care există în lacul Sudghiol, pe sub gheață, într-o zonă mai îndepărtată. Pentru găsirea și scoaterea persoanelor din apă a fost chemat și un echipaj de scafandri. Din câte se pare, este vorba despre niște pescari care s-au aventurat pe gheață.